Hai să vedem ce se întâmplă. Cine este și ce au de spus. Da, vor să-i dea buzna. Da, tocmai pentru că este o emisiune serioasă. Dar am și venit. Hai, mă, mami, mă, că am mai fost la 5 televiziuni și nu ne-au lăsat să intrăm. Lasă, dragă, uite aici, doamna Corina, vă rog să... Dar am și venit că este o emisiune despre copii talentați, cu lume din asta talentată. Bună ziua. Uite, mămică, pe doamna Corina. Se rămână, tanti Corina. Bună ziua. Eu am venit cu mămică. Spuneți-mi, mai locuiți pe strada Speranței la parter? Nu, m-am mutat la etajul 4, poftiți lângă mămica. Dar știți de ce? Vreau să vă spun că nu eu v-am spart geamul cu mingea. A fost colegul meu de la grădiniță, nu eu, să știți, să nu vă supărați pe mine. Nicușor, ia uite cine e acolo, mămică. Ia uite, este Ancuța. Dar du-te la ea, dragă, și pupă pe Ancuța. Să te ia talentul. Uite-o la mama. Da. Ce frumoasă și e! Și nenea Iordăchioaie este acolo. Ia uite, nenea mămică. Nenea Iordăchioaie, da. Vă salut, no. Da, este și nenea Ionuț Sidău. Du-te, mă, și așează-te în brațe la lume, să fii simpatic. Nu, că nu e cu pupa mâna. Uite ce fetiță frumoasă, da. Să nu-i dai sugiucul tău, vină încoace, mamă. Haide, vină să încoace, lasă. Da, bine, da. Mami, doamna Corina, bine. Deci pur și simplu nu se mai poate așa ceva. Deci trăiesc o dramă. Copilul acesta, stimați spectatori și telespectatori, este cel mai talentat copil din toată țara. Dar ce vorbesc eu din toată țara? Și din străinătate, din sud-estul Europei. Din bloc, mamă, de la noi. Ești cel mai frumos și cel mai talentat. Da. Să știți, să vă rog să nu vă lăsați. Și nu primește nimeni la nicio televiziune? Ei, ne-am mai dus noi așa, dar ce, ăia sunt serioși, dar nu ne ducem noi, nu îi băgăm în seamă. Gigel, să știți că acest copil este atât de educat, dar nu strică nimic, mânca la mama și foarte bine crescut este el. Dar n-am avut niciun fel de probleme, niciodată, niciodată. Ia și pentru acasă, Gigel, așa. Ia, mămică, dacă nu se știe. Da. Ce? Ce, Nicușor, Gigel, Nicușorul lui mama, când toate felurile, zic, ce e cu tine, dragă? Mami! Ce, iubire? Nu știu, nenea! Ăsta? Da, mi-a dat peste mână! Vai de mine, vai de mine, vai de mine, spune-i lui mămică ca să știu ce-i fac. A fost cu intenție? Nu, a fost cu brânză și cu stafide! Hai, mamă, lasă-le acolo, mânca-l-ari, mamă, lasă că... Lasă că mă ocup eu de el. Doamna Corina, ce voiam eu să vă spun? Vedeți dumneavoastră? Vai de mine, el așa are aparența asta de om mare. Dar să știți că din cauza talentului, că s-a umflat talentul în el, doamna Corina. Deci este un, arată ca un om mare. Vine o mamă încoace să-i arătăm lui tanti Corina cum ți s-a umflat ție capul de la talent. Vedeți, are capul mare așa. Și am și câteva, da, semne, uitați, da, aici. Îi crapă capul de talent acel. Dar da, talentul. Mami! Ce, mămică? Să te întreb ce, ceva, mă, ce iubita. Spune, mamă, spune, te rog frumos, da, mămică. 5 și cu 5 fac 10? Normal, mămică, da, sigur că da. Înseamnă că doamna educatoare e proastă. Vai, vai, să nu mai vorbești așa. Dar cum poți să spui așa ceva? Păi ea mi-a zis că 6 și cu 4 fac 10. E deștept, dar sigur că da. Lasă, mamă, stai, lasă. Stai să pun și la tine în geantă, da, un pic așa, da, bă. Nu v-am spus cu talentul pe mine, mă moștenește. Auzi, căci... mami, da, vreau să te mai întreb, da, ceva. Da, iubire. Spune-mi, te rog frumos, da. Uite, vecinul nostru așa, de la etajul 3, da, mi-a zis, da, așa, da, că tata e un bou și tu ești o vacă. Vai de mine, te rog să nu mai vorbești niciodată. Vedeți ce vecine avem? E cum să fii de treabă cu să nu mai vorbești în viața ta cu vecinul? Vreau să te întreb, da, ceva, că eu am o nelămurire. Ia spune lui mama. Dacă tata e bou și tu ești vacă, eu atunci ce animal sunt, măgar? Nu te mai supăra din toate astea. Eu aș vrea în continuare, deci, să vă arăt cât este de talentat
Da, pentru că pe mine mă moștenește doamna Corina. În tinerețe mi-aduc aminte. Era cât pe ce să joc într-un film cu Florin Piersic. Dar mă rog, s-a răzgândit maestrul pentru că filmul era mut și n-a mai vrut să joace în el, da, mămică. Deci să-i arătăm lui tanti Corina. Ce? Ce știi tu să faci? Că-i talentat doamna Corina, stai să vedeți. Îi zicem, păi de pildă, mamă, să le arătăm cum știi să dansezi. A dansat în lacul lebedelor, la grădinița. Da. Ia, îți cântă mămica, aia cu lebeda, cu intă. La, 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 la. Hai mămica, deci dansează. La, la, la. Mami, tu ai uitat? Eu în lacul lebedelor am fost mătasa broaștei și aia nu dansează. Aia stă pe loc, mamă. O să mai vedem noi, da. Mă rog, lasă că ne mai gândim noi. Micușor, da, trebuie neapărat să vadă doamna Corina pe noi. Da, sigur că da. Să vadă, da, că tu știi și să cânti. A studiat cu profesor de canto, cu Jean de la Craiova Joia, da, și cu Vali Vigelie Marțea. Ia să-l, da, audă mama. Ia, amă, să mamă, dar la oua tu de ce nu m-ai dat? Lasă, mamă, că n-am avut încredere. Dar știi, cânte cu ea, zi. It's my life, it's my life, it's my life. Gata, că iar ieșim pe 13. Bun, deci auzi, mămică, mami, da, dar mie mi-a plăcut foarte mult concursul ăla de muzică cu nenea Oatu, da. Știi ce mi-a plăcut cel mai mult? Ce mâncă-ne, mamă? Avea o rochie foarte frumoasă, da, parcă era prințesă, da. Așa, ia să vedem. Acum, deci noi ar trebui să vadă tanti Corina, că n-am venit așa nepregătiți la televiziune, da. Să vadă tanti Corina și că tu scrii poezii, da, poet. Așa de mic e poet. Ia, da, să vadă, da. A, pe care s-o zic? Zi-o pe aia pe care vrei tu. Pe aia cu broscuța. Cu broscuța. Da. Cum era? Că am uitat începutul. Nu și tu. Deci, o broscuță. O broscuță. Mititică. Mititică. Sau... S-a suit pe o pietricică. Și-a strigat. Și-a strigat în gura mare. Nicușor e cel mai tare! Dar știi de ce sunt cel mai tare? Iubitul lui mamă, de ce, mămică? Știi de ce sunt cel mai tare? Da. Eu sunt Spider-Man! Da, Dumnezeu! Uite, vezi, uite, nenea e în plasă, nu mai poate să facă sigur, nimic. Gata, și, știi, el nu numai că citește povești, am citit, este o enciclopedie, a, da, compus și o poezie despre o poveste, despre prâsele acelui voinic și merele de aur. Spune, mămică, urcă-te aici pe scenă. Da. Așa, ia. Poezie! Spune. Da. Prâsele acel voinic are un tată despre care știm cu toții un adevăr, că avea o curte mare și în fund avea un păr. Un măr, mămică, că-i prâns la acel voinic și merele de aur. Un măr. Da. Dar știi ce mai știu? Că e doamna Corina aici. Ia, știu melodia aia. Ia, zi. Pe o băncuță stă o broscuță, e mititică și frumoasă. Poți vedeți că știu aia. Deci nu înțeleg, nu înțeleg de ce nimeni nu ne primește niciodată la nicio emisiune. Auzi, mami, da, ei ăștia au ceva, dau pentru copii, da, ceva, sigur că, pun, da, ceva. Lasă că dacă nu ne dau ei, le iei tu, mămică, iei, da, tu singur. Da. Doamna Corina, eu vreau să știu, îl luați sau nu-l luați în emisiuni? Stai, mamă, că e atât de talentat și dacă nu ne luați dumneavoastră, noi o să ne ducem sigur către succes, pentru că succesul, stimați telespectatori, nu așteaptă. Pune-l la loc, da, frumos, și ridică cerceiul, maică ta. Da, e bine că te-au căzut la cercei. O dată m-am dus la o emisiune unde mi-a căzut altceva. Da, dar nu s-a mai difuzat. Doamne dragă, eu două recomandări am să vă fac. Da. În primul rând, hotărâți-vă dacă pe băiatul dumneavoastră îl cheamă Gigel sau Nicușor, pentru că n-am înțeles, ca să-l iau în păi emisie trebuie să știu. Păi eu am două prenume, doamna Gigel Corina. Și Nicușor. Gigel, linioare, Nicușor. Asta e mâncarea al mama. Bravo. Sigur să că știi, da, că din partea mea poți să te cheme și Marcel. Da. E tot el mai este ce nu-mi place, că m-a întrebat mami când eram în burtă, cam ce nume vrea să-ți, da, dau. Mie, da, Gigel mi-a plăcut. Și am ales numele vecinilor, am că înțeles. Suntem... Să știți că noi ne bucurăm de participarea, da, noastră. Eu cred că a fost suficient, ah, ca să vă încurajăm să vă vedeți de drum afară. E o zi foarte frumoasă. O să vă dăm o pungă cu dulciu, da. Este! De la firma, să mergem acolo. De la firma European Food and Drinks. Acum, da, este! Da. Este! Puteți să-mi dați mai multe pentru toți colegii mei de la grădiniță?
Câte 200 de colegi ai? Da, mai mulți. Hai, mă, mami, bun, pentru tot. Bun, vă mulțumim foarte mult, la a fost o participare. La revedere, da, până nu ne dăm cap. Dați-mi și o pungă, dați-mi ceva. Extraordinar, dar mă mir de ce nu ne-a oprut, că eram atâta de talentat. A fost Valentina Fătu și Nai Alexandru. Mulțumim că ne-ai chemat, Corina. Mulțumesc foarte mult. Copiii mei vor fi foarte încântați pentru că se vor uita la televizor. Mă întrebau zilele trecute: ce faci, tati? De ce te îmbraci așa? Mă pregătesc să devin un copil de vârsta voastră. Da, să mă pun la mintea copiilor. Vedeți, de la talent i s-a îngroșat și vocea. Deci a devenit adult. Eu am pentru toți telespectatorii noștri o altă veste bună. Este că acești doi minunați actori, Valentina Fătu și Nai Alexandru, au început o emisiune nouă aici la Național TV. Sâmbăta de la ora 2, Tradiția Gustului. Vreau să știu mai multe de la voi. Am devenit colegi. Da. Este. Este. În sfârșit ne simțim foarte bine aici la Național TV. Ne-am simțit bine întotdeauna. Ne simțim foarte bine și tocmai de aceea vrem să fim alături de voi mult, mult, mult timp de acum încolo. Doamne ajută, așa să fie. Tu. Da. Mult noroc. Deci sâmbătă la ora 2 îi veți revedea de acum încolo pe Valentina Fătu și Nai Alexandru într-o emisiune despre tradiții culinare. Felicitări. Bravo! Mulțumim mult de tot. În costumul ăsta mie nici nu-mi vine să vorbesc despre o emisiune atât de serioasă cum va fi aceea, în sensul că e făcută cu seriozitate și cu cum se zice, mămică? Profesionalism. Asta era. Profesionalism de oameni care Bravo, știu meserie. Felicitări. Mulțumim. Felicitări, bine ați venit în familie și Doamne ajută să ne revedem. Mulțumim. La mulți ani tuturor copiilor. La mulți ani. Hai, mămică. Hai, mami, hai.